Ei, salut! Sunt Ionel. Data trecută i-am aruncat o găleată de asta de cenușă în galeria din Stăpina. A făcut curat. De aici până la cealaltă sunt 20 de metri. Mai mult de 20 de metri distanță, iar la arborele sunt tot așa 20 de metri. Și văd că asta e activă. Se pare că n-am nicio șansă cu tovarășii de aici. Nici nu știu ce sunt. Și am destul de emoții cu ei. Am tot urmărit să văd ce ar putea fi, dacă e burduc, iar nu-i glumă să te apui cu el. O să mai am cu găleată, că tot veni cu ea aici, în o galerie, dar am impresia că pierd vremea. Flori înflorite. Mi-a răsărit ceapa, dacă sunt ceapa și usturoiul, dacă n-am cules sau nu trecut. O dat la stare, o să am ce mânca. Cu o pădie frumoasă de cules. E o pauză de furtună. Eu am urmă să revină, a fost de 2-3 ori furtuna pe ziua de astăzi. Asta este despre războiul meu cu cred că eu sunt intrusul, știi? Cred că eu sunt putinistul care a intrat peste el cu stupina. Sau el a venit aici peste mine, nu știu. Asta rămâne voi să-mi spuneți cum stau lucrurile. Este drept că galeria asta a înființat, nu asta, cealaltă. Da, și asta. Aia, la un an sau doi ani după ce am adus tu pe aici. Până atunci nu era galeria asta. Așa că cam așa stau lucrurile din perspectiva asta. Vă las că vreau să plec de aici, nu mă simt confortabil să fac pe paparații în urdinișul lui, în poarta lui, în gura galeriei lui. Mai ales că, na, papă bine testicule borsucul. Cupa francezii. Am frică, știi, așa zic francezii. Să facă un scen că ai frică. Da, asta este. Va trebui să curăț de aici mărăcinii și astea, și atunci probabil despunerea, după ce am curățat, îl va face să nu folosească asta. Dar nu știu, până acum n-am avut probleme cu stupii care spus pe, care se văd acolo, care spus pe bancheta. Se suportă. Dar dacă îi pun pe jos, poate aș avea problema. Din altă perspectivă, cuiburile de viespi subterane le-a săpat pe toate și le-a mâncat în timpul primului an. Și așa că eu l-am socotit un prieten, dar acum rămâne de văzut. Dar dacă tot am venit cu cenușa, eu l-o ofensez și de data asta. Sper că acceptă declarația mea de război și ori se retarge, ori ne duelăm. V-am salutat, Ionel, un urtean în Franța. Războiul cu bursucul. Asta nu știu câte la episod este, dar nici mai contează. M-am salutat. Cam așa arată războiul de aici, cu arbori. Nu știu ce se întâmplă de fișări. Furtor de lemn, n-am mai treaba lor. Și cam așa arată despăturirea. Așa. Am ajuns la una din galerii. La una, ca două, una lângă alta. Urme proaspete, astăzi a plouat, a fost furtună. Urme proaspete aici. Uite, l-a intrat, chiar foarte proaspătă pe aici a intrat. Așa. Asta e galerie. Uite, și aici a săpat. Caută din care. Așa. Nu știu că e activă sau... Așa este activă. Așa. Și acolo este cea unde sunt eu. Da, ala întâi și partea aia. Aici sunt 3-4 galerii. Răstesc că vietnamezii. O să par la galerii peste tot. Plec de aici, că nu mai 5 galerii aici, 5 gurile aici. Nu-mi face deloc plăcere să stau la plăcerea lui. V-am arătat urmele, proaspete. Bun, n-aș vrea să dau ochii pe ei. Nici cu ăștia care sălbaticește de aici, care au făcut așa pe aici. Nici cu ăla din gaură, din grotă, din galerie.
peste. Oh, hai să mă opresc cu filmatul aici. Nu toate sunt lemne uscate, sunt și lemne verzi tăiate. Bun, e treaba lor, ei sunt lăsați. Sper că se aude și am sunet. De data trecută am avut probleme cu sunet, acum sunt căștile de telefon, proaste cum sunt. Încă nu mi-au venit de la chinezii acele lavaliere Wi-Fi, cred că sunt sau Bluetooth. Vom vedea. Mă apropie și de stupinoare. Da. Mă apropie de stupină și... Mă opresc că veni cu camionul până pe aici sau cu mașina de pădure. Până aici, până de stupină. Uite pe aici au trecut. Tractor sau ce au, nu știu ce utilaj greu. Ne trece printre lemne așa, de voie. Gata, sunt la... Stupina. M-am salvat, vă las. Gata, plec din stupina. Începe corcodușul ăsta sau prunul, corul, cum se cheamă ăsta sălbatic să florească. Dacă aici la orizont. Eu din stupina cu mine un roișor pe 3 rame de mini plus, să-l bag în beci până trece frigul. Așa că ăsta ce lanză puternici, dar ăsta nu va trece iarna. Iarna, mă rog, ăsta, iarna asta de 2-3 zile de minus 3 grade care le avem noaptea. Așa că asta este. Plec spre casă. Ba, este și altă treabă de făcut. Împătrânește, e bolnavă pădurea asta, nu știu ce are. Mă rog, sper să mai dea sau că cât poate vă da. Până găsesc alte vetre. L-am lăsat. Ce mă tot clansonează, ce mă clansonează pe aici. Nu știu, sper să se audă bine. Ori eu nu vorbesc prea tare. Deci asta fac la asta care e pe 3 grame de albine mini plus, îl iau de aici. Îl duc în cavă, în beciul iau, e drumelul. Da. Ceilalți sunt deja suprapuși. Nu mai am probleme. La revedere. Vă salută cu drag. Ionel, Apisines. Un oltean în Franța.